Salutare și bine te-am regăsit! Am vrut să ies astăzi live acum în final de zi pentru că astăzi este o zi specială, nu știu dacă știai, dar este de mai bine de 10 ani de zile sărbătorită la nivel internațional. Și da, este Ziua Internațională a Fericirii. Se pare că oamenii au nevoie din ce în ce mai mult să se creeze astfel de evenimente unitare, planetare, în care toată lumea sărbătorește în același timp ceva. Pe de o parte, energia care se creează este una extraordinară, care reușește ca acel sentiment să fie amplificat. Pe de altă parte, te ajută și pe tine să îți găsești încă un motiv, dacă vrei, pentru care să fii fericit. Și în acest sens, chiar vreau să te gândești, pentru că am atașat și în acest text câteva lucruri care cred că pot fi de folos fiecăruia dintre noi. Pentru că Ziua Internațională a Fericirii, de fapt, se sărbătorește, în primul rând, prin a fi conștient. Prin a sta câteva secunde, realmente, și să vezi tu, de fapt, ce simți. Ce simți tu în adevăratul tău trup, minte și suflet. Iar apoi, bineînțeles, trebuie să devii un om care este recunoscător. Este recunoscător pentru ceea ce are. Și cred că ai multe motive pentru care să fii recunoscător. Mă uitam, acum ieșisem în parc, mă duc să-mi iau copilul de la grădiniță și o vedeam câtă bucurie este în jurul meu. Și efectiv, mă uitam și mă minunau că unii oameni nu au nevoie de ceva special ca să fie fericiți. Și îmi doresc ca și tu să simți același lucru. Să fii recunoscător pentru lucruri pentru care mulți oameni consideră că sunt simple, dar pe care tu le ai, plecând de la aceste lucruri și adevăruri fantastice, în primul rând că ești, poate persoane dragi ale tale sunt în continuare alături de tine și nu în ultimul rând, bineînțeles, poate pentru faptul că auzi, vezi, te miști, chiar dacă poate câteodată scârție așa un pic din balamale, dar cu toate astea te poți deplasa și fii recunoscător pentru aceste lucruri. Iar în final, al treilea lucru, cred că putem să fim mai generoși, pentru că se pare că singura modalitate prin care poți obține fericirea este de fapt să-i faci pe ceilalți fericiți. Iar a-i face pe ceilalți fericiți înseamnă să te pui în slujba lor, să te gândești la ei, să vezi cum poți să-i ajuți mai mult, cum poți să-i susții mai mult, fără să stai și tot timpul să fii într-o stare pasivă, dacă mi se cere ajutorul, atunci voi face, dacă nu, nu. Caută să faci, poate astăzi, ceva în plus mai mult pentru cei apropiați ție sau poate și mai minunat pentru o persoană pe care nu o cunoști. Pe această cale vreau să vă urez un călduros la mulți ani cu această zi internațională a fericirii. Îți doresc din inimă să simți realmente cu toată ființa ta, cu toate celulele tale că ești fericit pentru că ai foarte multe motive pentru care să fii așa. Ne vedem curând, zi frumoasă pe mai departe!